Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am regăsit. Prima emisiune pe 2019, apropo de 2019, care sunt prognozele pentru acest an? Sunt proiecte, sunt bani în visteria municipalității? Mulțumim lui Dumnezeu, dar înainte de a începe... Să intrăm așa abrupt în subiecte, permiteți-mi doar să le urez și eu un an fericit celor ce ne urmăresc și să fie un an așa cum și-l doresc dumnealor, plin de realizări, ceea ce ne dorim și nouă. Și acum la nivelul realizărilor și a întrebării pe care mi-ați adresat-o, da, pare că anul acesta e unul sub auspicii ceva mai bune decât cel de anul trecut. Nu că cel de anul trecut ar fi fost un an rău, dar un an plin de provocări, cu probleme apărute de nicăieri, cu care a trebuit să ne luptăm și cu surprize plăcute așa pe final de an. Mă refer aici în mod special la semnarea pe fonduri europene, pe retrospective pentru cei 16 milioane de euro, bani care au intrat în visteria municipiului Galați. Per ansamblu, un an, zic eu, decent spre bun, din toate punctele de vedere, dar v-am spus, din care am ieșit... foarte obosit. Am avut câteva zile acum de Crăciun în care am mai reușit să ne adunăm ideile pentru 2019 și într-adevăr să ne facem un plan de bătaie pentru ceea ce va urma să însemne 2019. Un an care cred că va avea și mai multe provocări, atât electorale cât și administrative. Eu sper că așa cum am terminat anul să-l și începem, lucru care s-a și întâmplat ieri, ați văzut, cred că o să vreau să vorbim despre și colegii dumneavoastră, am semnat pentru încă un fond european. Mă bucur din punctul acesta de vedere al fondurilor europene, pentru că cel puțin pe zona de sud-est suntem, zic eu, lideri detașați la nivelul atragerii de fonduri europene pe de o parte și la depunerea de fonduri europene pe de altă parte, pentru că sunt două elemente, întâi îl depui și după aia ți-l acceptă și urmează să semnezi. Într-adevăr, nu pe tot ce am depus am și semnat, nu ține de noi, ci ține de autoritățile care controlează aceste proiecte. Îmi place să cred că, din punctul acesta de vedere, avem cumva cam aceeași optică de a vedea lucrurile și de a aborda rezolvarea problemelor ca cei din vest care sunt atât de lăudați, pe bună dreptate, în mare măsură. Partea mai puțin plăcută acum la nivelul personal, să-i spunem așa, la nivelul opticii, e că, într-adevăr, am făcut referire puțin mai devreme la primarii din vestul României, acolo unde, într-adevăr, rezultatele se văd, avem exemple de bune practici, mulțumim lui Dumnezeu că și în România au început să apară astfel de exemple de bune practici, ceea ce e, hai să spunem așa, într-o oarecare măsură supărător, dacă mă pot exprima așa, e faptul că parcă ai noștri cetățeni nu mai au răbdare sau nu mai vor să înțeleagă că chiar dacă acela e dezideratul și către lucrul acela tindem, dacă nu cumva să și depășim, să ne ducem mai departe, lucrurile nu pot fi făcute peste noapte. De acord cu dumneavoastră. Numai că au și acești cetățeni au dreptate. Au. De prea mult timp li s-a tot promis. Spun. O să facem, o să facem. Și nu se poate face peste noapte. Din punctul ăsta de vedere aveți perfectă dreptate. Nu neg lucrul acesta. În schimb, acum din nou vorbesc din optică strict personală, nu pot sau nu ar fi corect, nu e corect să se spargă toate borcanele
în capul meu, doar pentru neputința, necunoașterea sau reavoința, poate, celor ce au fost înaintea mea. Lucrurile... Sigur că trebuia să vă asumați chestia asta din momentul în care ați acceptat cu să siguranță, candidați. Cu siguranță, nu generalizez. Știți acum. Foarte bine vorbim, cum arăta Galațiul în momentul în care ați candidat. Vorbim principial. Eu zic că lucrurile tind să se ducă pe direcția bună. Devenim pe aici, pe acolo, exemple de bune practici, să știți, chiar dacă poate la nivel local nu se promovează chiar atât de mult lucrurile acestea, să știți că la nivelul primăriilor din România ocupăm locuri fruntași din multe puncte de vedere, de la legiferare, care să spunem așa, cred că suntem pe locul 3 național la numărul de proiecte de consiliu local ce sunt dezbătute și aprobate, ceea ce înseamnă că din punctul ăsta de vedere aparatul de lucru a primarului chiar muncește. Suntem oarecum pionieri în anumite aspecte și acum ne mai sună și pe noi primării din alte orașe să le dăm cum am făcut. Urmează să lansăm birou unic. Avem acest, cum îi spune, certificat de urbanism online. Inclusiv vă spun și o să vă aveți, cred că anul acesta, extrem de multe surprize pe proiectul de termoficare pe care l-a avut Galațiul. Cred că va fi replicat și de alte municipalități din România, pentru că se pare că nici la ei nu mai ține această modalitate de a încerca de a se face lucrurile, și atunci și ei vor urma să ia niște decizii radicale. Un an cu lucrări multe începute, o parte chiar finalizate. Evident, marea provocare cred că va fi pe anul acesta, unde într-o proporție covârșitoare ar trebui să se termine atât lucrările începute de anul trecut, cât și o mare parte din cele ce vor urma să înceapă anul acesta. Vor mai fi câteva lucrări care cred că se vor lungi până în 2020. Eu mi-am gândit, sincer, și nu doar pentru că sunt alegeri, dar așa mi se pare corect vis-a-vis de cetățean, să încerci să realizezi cam tot ce ai promis. Ideal ar fi 100%. Greu de crezut că 100%, dar cred că te duci peste 90%, e un grad de realizare nemai atins până în momentul de față. Anul acesta, zic eu, după a doua jumătate a anului, vom începe să pregătim proiectele pentru ceea ce urmează a fi mandatul 2020-2024. Și avem, slavă cerului, ce să facem. Galațiu chiar are nevoi multe din punctul acesta de vedere. Avem câteva provocări majore cu care vom veni în atenția publicului din a doua jumătate a lui 2019 la nivelul proiectelor de pregătire, cât la nivelul proiectelor deja cunoscute și cred că arhidezbătute aici în emisiunile dumneavoastră. Sper să nu uit vreo unul și dacă l-am uitat, sper să vă aduceți dumneavoastră aminte sau cei care se uită la noi. Finalizate deja anul acesta, avem odată strada Carnabel și strada Cerealelor pe proiectul național de dezvoltare. Avem Leonida Zanfirescu finalizat, avem parcarea de la E6, acolo unde avem locuri de parcare, parculeț și loc de joacă. Sunt lucrări finalizate. Pun aici la lucrări finalizate inclusiv strada Oțelarilor, stradă care beneficiază de scoar nou, trotuar, piste de bicicletă, asfalt, absolut tot ce ține de o infrastructură modernă și corectă, zic eu. Celelalte lucrări care au început și care continuă anul acesta, a căror prime faze au fost finalizate, dar
pe ansamblu proiect se răsfrânge și asupra sau în anul 2019. Pot enumera aici proiectul care mie, cred că mi-e cel mai drag, centrul orașului. Aici, în cap, chiar e un subiect pe care încep, vreau să-l dezbatem la un cap, moment dat. În cap discuții legate de design, de calitate. Am văzut dezbateri în mediul virtual. Toată lumea e specialistă în construcții, în finisaje, în urbanism, în absolut, în arhitectură și tot așa, dar evident de gustibus n-avem ce comenta. Intrarea, al doilea proiect, poate ca importanță, sau poate primul ca importanță, intrarea dinspre Tecuci, acolo unde am reușit până la finalul anului deschiderea pe ambele sensuri, așa cum am promis, lucrare nefinalizată pentru cei care încă se mai întreabă sau pun întrebări mai mult sau mai puțin ironice, la fel în mediul online, sau îmi trimit întrebări cât se poate de pertinente în căsuța poștală privată, nu e finalizată. Dacă gurile de canalizare vi se par că sunt prea sus, asta e pentru că mai urmează în primăvară un strat, este stratul de uzură, care trebuie așternut într-adevăr în niște condiții ideale, tocmai pentru a nu avea garanția lucrării așa cum a dat constructorul. Avem artera de la LMK, care este pe jumătate terminată. Urmează, cred că la sfârșitul lunii acesteia, votarea puzului pe zona LMK, pentru că aveam nevoie de un astfel de plan urbanistic zonal pentru a putea demara a doua jumătate a proiectului. Undeva prin toamnă, cred că vom putea prezenta întru totul finalizată această lucrare. De centru am amintit, Parcul Eminescu, la fel, după a doua jumătate a anului sau în vară, va fi finalizat și el. Ultima etapă a străzilor din Valea Orașului, etapa 6, a început și va fi finalizat la fel la anul. Tot pe PNDL, finalizare anul acesta, tot vorbesc la anul, mi-a intrat în oarecum în reflex. Campusul de la școala 7, stația de epurare din Dimitrie Cantemir, iar la nivelul lucrărilor, sunt sigur că am ratat destule lucrări, dar vă mai spun că am atribuit și vor începe în primăvară lucrările la pasajul tot din centru. Vor începe lucrările la primul sector din Domnească, trotuare și asfalt, tocmai ca să facă, noi așa am gândit, legătura între centru, ce urmează a fi regândit pe principiile pe care le-ați văzut deja, și viitorul parc Eminescu. Mai am un proiect pe buzele tuturor, dar despre care permiteți-mi să nu vorbesc încă. Asta și doar așa, dintr-o oarecare, nu știu, n-aș mai vrea să bat apa în piu înainte să văd eu măcar primul excavator pe zonă, cu finalizare 2020. E extrem de cerut de gălățeni. O să vorbim la momentul în care, dacă îmi permiteți... Sigur că luxul, da. Mi-e greu să cred că cineva acum a putut să urmărească toate aceste proiecte pe care le-ați enumerat dumneavoastră și să le voteze și să... N-am vorbit nimic de proiectele europene care urmează să înceapă. Cele mai importante și sunt ultimele, dar sunt de cea mai mare avergură, cel puțin din fondurile atrase de primăria municipiului Galați, înseamnă refacerea întru totul. Și când spun întru totul, mă refer să o iau așa de la margine cumva, sau trotuar, iluminat, stradă, linie de tramvai, pe toată linia de tramvai, așa cum șerpuiește ea, strada Siderurgiștilor, strada 1 decembrie 1918, Traian Vuia, Ericoandă, Coșbuc. Deci pleacă de la Spitalul de Copii sau Casa Roșie, cum mai e cunoscută zona, și se duce până în bariera Traian. Toată zona aceasta pe care v-am amintit-o va fi refăcută pe fonduri europene, 40 de milioane de euro. Refacem întru totul, cred că ultimul segment de
structură sau de infrastructură de cale de rulare pentru tramvaie, care nu era modernizată în Galați. Plus cele 18... Care mai sunt? Basarabie și astea. Am uitat de Basarabie, mulțumesc. Mai da, merg Basarabie, pe acolo prin zonă, da. O să putem prinde toate proiectele cu pe care siguranță primăria le are în obiectiv pentru anul 2019. O să vreau să vorbim în partea a doua emisiune despre câteva dintre aceste proiecte. Deși suntem în primele zile ale noului an, vremea nu prea v-a lăsat să, știu eu, depănați amintiri legate de Revelion, Crăciun și așa mai departe. Anins, iar mai mult decât atât, meteorologii spun că vremea rea va continua, Galațiul se află sub cod galben de ninsoare. Cum stăm la capitolul de zăpezire? Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu, nu sunt probleme nici la nivelul materialului antiderapant, nici la nivelul contractelor de zăpezire cu subcontractorii celor de la Ecosal. Tot la fel este împărțit orașul în 6 sectoare. Exact, aceleași principii care au dat randament în anii, sau cel puțin în ultimii 2-3 ani de zile. Mergem pe aceleași principii, pe principiul din fotbal că echipa câștigătoare nu se schimbă. Dacă vom vedea că într-adevăr lucrurile nu mai merg așa sau vom avea alte idei sau vom găsi idei mai bune, cu siguranță sistemul poate fi upgradat. Legat de zăpada care a venit, cu tot respectul, n-aș putea acum să mă bat cu cărămida în piept pentru vreo dezăpezire, pentru că n-a fost vreo cantitate de zăpadă care să... Mai mult decât a și plouat puțin și a topit această zăpadă, adică dar se spune că începând cu această noapte până mâine la ora 11, am 12, văzut, nu știu. Sunt atenționări și atenționări. Într-adevăr, din punct de vedere al codului galben, se situează întreg județul. Dacă e să vorbim acum de municipiu, noi ne-am luat măsurile de siguranță. Vom vedea dacă într-adevăr e nevoie de a intra pe o fază 3, așa cum e gândit proiectul sau programul nostru de intervenție în teren. Dacă va fi nevoie, vom interveni ca atare. Suntem pregătiți. Am văzut discuții în mediu, am mai dezbătut problema și pe unde a mai fost. Nu, s-a intervenit târziu astăzi. Nu, de la ora 2... în sistemul de primă fază pe care îl avem de ani de zile și anume cu utilajele celor de la Ecosal, au fost tractoare cu lamă și perie pe toate străzile. Într-adevăr, atunci când ninge, senzația, și eu am, credeți-mă pe cuvânt, de fiecare dată aceeași senzație când ies în inspecție și ninge, mi se strânge inima. Băi, dar parcă pe aici n-ați trecut, fraților. Într-adevăr, dacă mergi în spatele tractorului și treci după un sfert de oră, 20 de minute sau jumătate de oră, se lasă senzația, mai ales dacă e o ninsoare cât de cât abundentă, se lasă senzația, pare că nu a. S-a trecut. Ați văzut că dimineața la momentul... la ora 8 și jumătate, cam așa am plecat astăzi, se putea circula pe străzile principale, într-adevăr, nu se intrase pe nu se intrase pe străzile secundare, pentru că prima fază, trebuie să înțelegeți ca și mod de acțiune, pentru că nu poți să arunci cu materiale antiderapant așa în neștire, plus că intri după aia în gura presei, ca să mă exprim așa, ia uite, domnule, cât a cheltuit pentru... Ai să-ți, domnule, ce sume, ați văzut, cât a fost, la cât s-or fi înțeles, cine e cu firma, intrăm în alte discuții. Pentru prima fază, ceea ce înseamnă zăpadă de până în 10 cm, se acționează doar cu sărărițele și cu utilajele celor de la Ecosal. Pe faza a doua avem un număr de 10 buldo care pot veni în suplimentar. Pe faza a treia, când se depășesc 15 cm de zăpadă, de puși, se intervine pe cele 6 zone de care am tot amintit, se intră într-adevăr pe interioarele de cartier. Astăzi am intrat de la ora 9, am intrat cumva pe faza a doua, pentru că ne-a fost și nouă frică, apropo de ploaia de care ați amintit puțin mai devreme, să nu rămână un strat foarte consistent de zăpadă prin interioarele de cartier, cu apa ce urma să vină, plus zăpada care se mai anunță, era rețeta unui dezastru
cu toate ingredientele. Dădează treabă la spital de urgență. Exact. Și atunci, după cum ați văzut, am intrat și pe trotuare. Există o alee făcută la negru. Care am văzut și comentarii. Dom'le, e un grad și încă e... Ce dezăpezire au făcut domnul ăsta? Că e un grad și asfaltul încă e negru. Să mă ierte Dumnezeu, dar... Nu se poate. Tractoare cu feon n-avem. Am înțeles. Deci spuneți că dacă vor veni niște zăpezi ceva mai puternice, avem oameni cu experiență pe domeniul acesta. Și materiale antiderapant pregătite toate pentru această perioadă. Și îmi place să cred. Suntem la început de an. Prognozele dumneavoastră am văzut că sunt foarte optimiste. N-aș vrea să trec peste o întâmplare de la finalul anului trecut, când colegul dumneavoastră de la Brăila, primarul Marian Dragomir, o ataca destul de dur într-o conferință de presă pe tema colaborării dintre Galați și Brăila, veșnica zonă metropolitană, asocieri, dezvoltare intercomunitară, nu știu cum să o numesc. Domnia sa a declarat la un moment dat, citez, nu facem asocierea pentru că nu putem să semnăm doar noi singuri. Pot să vă confirm că primarul Galațiului și PSD Galați nu-și doresc asocierea. Am încheiat citatul. E colegul dumneavoastră de la PSD. Ce reacție vreți să am? Să o am pe aia naturală sau să o am... Aia naturală, domnule primar, că până la urmă sunteți tineri, sunteți colegi de partid. Permiteți-mi să nu intru, să nu facem un subiect din o ieșire de genul acesta. Păi de ce? Că a bubuit toată presa brăileană la vremea respectivă, să știți. Bine că a scris la Brăila. Din păcate, colegii mei de acolo încă au senzația că un pseudo-conflict dintre acesta cu Galațiu, cred, e o părere personală, au senzația că le poate aduce un plus la nivel electoral. E singura argumentație logică și într-o oarecare măsură și faptică, pentru că am văzut deci stați toate... dacă am înțeles, mi-a să spuneți că PSD Brăila își face campanie electorală din meciul dintre Galați și Brăila? Din neînțelegerile dintre cele două unități administrative teritoriale? Cam, da, așa pare. Sau ce puțin așa, cam asta e senzația mea. Prinde, mi se pare un... E un sentiment care mă încearcă. E un subiect care la brăileni prinde. Nu ne-ați văzut tot ce le-a tras-o gălățenilor? La Galați n-are absolut nimeni cu niciun brăilean. La Galați lumea e relaxată, lumea e pozitivă, lumea vrea să construiască și cei de la Galați sunt, de la Brăila sunt ok. Din punctul meu de vedere, brăilenii n-au nimic cu gălățenii, pentru că, slavă Domnului, merg des la Brăila, am o grămadă de oameni cu care eu colaborez. Jumate din rudele am în Brăila. Tata, la origine, brăilean. Deci, prin urmare, aș putea să nu mă lasă sufletul, sincer, până să vorbesc... Care este natura aceasta a meciului dumneavoastră? Mai puțin principial. Nu e un meci, încă o dată. PSD Galați cu PSD Brăila. Că nu există. Ce spune? Pot să vă confirm, repet, e citat, da? Pot să vă confirm că primarul Galațiului și PSD Galați nu doresc asocierea Galați-Brăila. Să confirme. Eu cred că primii pași în vederea realizării asocierii acesteia, cred că a venit din partea Galațiului. Niște propuneri extrem de ferme. Ne-am întâlnit, așa cum am mai povestit și dumneavoastră de câteva ori, și am convenit, avem un statut. Într-adevăr, sunt mici neajunsuri asupra cărora nu am reușit să convenim încă. Pentru că, într-adevăr, fiecare... Asta este problema cea mai mare. Trebuie să pare, din păcate, oricât de pueril pare, da? Să pare că e cuiul lui Pepelea. Înțeleg și dau dreptate domnului Marian, cred că unui sediu comun acestei asocieri i-ar sta bine între Galați și Brăila. Din păcate, pentru a putea avea un sediu comun între Galați și Brăila, această asociere trebuie să funcționeze. Ca să funcționeze și să atragă fonduri sau fiecare entitate, partea acestei asocieri, să poată contribui cu partea lui de finanțe, ar trebui să aibă un statut juridic, ca să poți să ai un statut juridic. Îți trebuie un sediu. Îți trebuie un sediu, da? Convenția
a fost ca cel care dă sediu, ca și locație, pierde directoratul. Directoratul care, la momentul discuției, era asigurat sau ar fi fost asigurat de o persoană agreată din partea brăileană. Păi și de ce nu lăsați dumneavoastră atunci sediu să fie la Brăila și să dați dumneavoastră un director? Pentru că până în momentul de față, sincer, noi avem de un an jumate am blocat o clădire care s-ar preta unui astfel de sediu, poate fi utilizată de mâine. Eu n-am văzut nicio propunere din partea dumneavoastră. Da, domnule, unde? Uite, moșule, aici. Uite, și analizăm ce facilități poate oferi una, o clădire, cealaltă. Adică sunt niște aspecte care... Nu-i cam mult totuși să lăsați să treacă un an și jumătate să nu funcționeze această structură care ar fi putut să aducă mulți bani în zona Galați-Brăila. Ați văzut vreo structură? Haideți acum să o luăm și pe partea cealaltă. Toată lumea vorbește de aceste zone metropolitane ca de Sfântul Graal. Eu nu spun nu. Zona metropolitană cred că mai mult ar deveni tentantă la nivel de prezentare comună, ca o aglomerație urbană. Dincolo de fondurile europene ce ar putea fi atrase... Vezi cazul zonei metropolitane Brașov, de exemplu? Care n-a atras fonduri europene. Știți dumneavoastră de fonduri europene? Așa atrase? Am citit în presă, da. Eu nu am cunoștință de... Știu de existența ei, dar nu știu de această entitate, zona metropolitană Brașov, în care or fi achezat câteva OAT-uri în mod separat, nu știu să fie atras. La fel cum există zona metropolitană Arad Timișoara, la fel, n-am văzut niciun proiect trimis direct către Bruxelles. La fel cum e și Alianța Vestului, o pseudo-alianță. Ne-am întâlnit doar ca să convenim asupra. N-are nicio valoare juridică nicăieri în lume asocierea aia. Că nu are cum. Dacă întrebați orice jurist cu minime cunoștințe de anul întâi de facultate, o să spun, nu te poți reprezenta. N-are o entitate, n-are o valoare. Să te duci să te reprezinți ce? Plus că e un areal extrem de extins. Dincolo de asta, cred că această asociere dintre Galați și Brăila era extrem de benefică și e în continuare extrem de benefică pentru a promova zona aceasta în fața oricui. Ca o aglomerație, ca cea mai mare aglomerație urbană de după... A fost de cea mai mare aglomerație. De după București. Nu mai este. A fost luată zona Constanța, zona Cluj. Chiar a fost un material... Nu există nicăieri în țară, din punctul meu de vedere, o zonă care să depășească 600.000 de locuitori, cam cât are zona... Nu, vorbeam de partea urbană. E partea urbană. Dacă punem, noi avem din statistici 304.000 de locuitori, la ultimile de pe 2017, cred că vorbesc de ele, da? 304.000 de locuitori. Și dacă mai punem la Brăila minim un 180 și spre 200.000, cam pe aici cred că bat și ei, ia vedeți că facem vreo... Chiar văzusem un material pe tema asta de mii. Și în zona urbană nu mai eram pe locul 2 după București, eram pe locul 4. N-am informațiile acum la îndemână, dar pot să vi le dau după emisiune. Zona urbană, vedeți dumneavoastră, pentru unii zona urbană, la Galați, Brăila, că nu știm noi să ne promovăm ca lumea marfa, cei dubla valoare de care beneficiem când vine vorba de drepturi și îndatoriri pe de-o parte la nivel european, din păcate a fost adoptată și în România cu vârf și îndesat această dublă evaluare. Și pentru unul nu se aplică și pentru celălalt. Dacă tot este să închidem subiectul acesta, vorbeam despre faptul că presa brăileană a scris mult despre declarația primarului. Dacă nu se întâmplă nimic pe la Brăila, trebuie să scrie și... Exagerăm. Se întâmplă niște lucruri și acolo, sigur că, iată, au acele fabrici care acum au găsit niște investitori care au venit la Brăila. S-a scris la un moment dat, s-a lăsat să se înțeleagă că nu se face această asociere din cauza neînțelegerilor dintre Dan Nica și Mihai Tudose, șeful PSD Brăila. Speculații de genul acesta, de unde știți că e între Dan Nica și Tudose? Poate, eu știu, sunt între alți doi senatori sau între alți doi deputați. Vorbim, sunt subiecte doar așa de... Astea sunt subiecte de cancan.
dacă îmi permiteți, haideți să trecem peste. Galațiul are extrem de multe proiecte frumoase. Domnul Nica, acolo unde este dumnealui, chiar zic eu că își face extrem de bine treaba vis-a-vis de Galați și o să intrăm la momentul oportun în a vă povesti câteva aspecte. Aștept întâi să se concretizeze și după care vă-ți vedea la ce mă refer. Legat de animozitățile, prieteniile, dușmăniile unuia și altora, eu sunt primarul municipiului Galați, sunt membru PSD, nu mă dezic. Merg înainte, am o groază de proiecte, avem o groază de fonduri europene pe care le atragem și pe care le vom implementa. Chestii dintre astea de cancan în care domnul primar de la Brăila l-a luat gura pe dinainte, poate supărat, eu știu de cine știe ce chestie, sunt aspecte pe care cred că ar trebui să le clarifice dumnealui, nu eu. Despre Galați, despre primul an fără căldură, energie termică în sistem centralizat, despre proiectele Galațiului, o să vreau să vorbesc, dar vorbim doar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Bună seara, am revenit la Deschid de Lumea împreună cu invitatul pe care l-am în această seară, domnul Ionuț Puchianu, primarul municipiului Galați. Bună seara încă o dată. Bună seara. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ceea ce vă propune să faceți dumneavoastră în anul 2019, era să spun în noul an, la anul cum ați venit. Și am rămas puțin setat. Da, am rămas cu la anul, vom face. Ei, ne obișnuim. Înainte de pauza publicitară am încercat să aflăm care este motivul supărării primarului de la Brăila, cel care a declarat la un moment dat că pot să vă confirm că primarul Galațiului și PSD Galați nu-și doresc asocierea Galați-Brăila. A spus dumneavoastră că nu există o supărare, dar că încearcă să-și facă un soi de campanie electorală. Nu din e prima acest oară. Nu e prima oară. În ultimii 2 ani, de când, cel puțin de când sunt primar, dinspre vecinii noștri au mai venit subiecte legate de chestia asta. Cu tot respectul și toată dragostea și prețuirea pe care o am pentru toți brăilenii, încă o dată o spun, nu mă dezic, după tată sunt brăilean, deci prin urmare n-am cum să spun ceva, nu m-ar lăsa sufletul, nu știu, să întoarce tata în mormânt, Dumnezeu să iertă, dar efectiv nu înțeleg uneori ieșirile celor din administrația de acolo, legat de subiectul Galați. Și acum dacă au o problemă cu cineva anume din Galați sau cu Galațiu în sine. Galațiu nu are absolut nicio problemă cu Brăila încă o dată și sunt sigur că dincolo de diferentele acestea trecătoare și de ce țin de cancan din punctul meu de vedere, lucruri bune urmează să facem și împreună, dar mai ales s-a separat și mai ales Galați. Este prima iarnă în Galați când s-a furnizat energie termică, dar nu un sistem centralizat. Care sunt semnalele pe care le aveți în momentul de față? Au primit toți gălățenii căldură? Mai sunt și oameni care stau în frig? În mare măsură pozitive. Evident că orice proiect sau orice nouă investiție există și lucruri mai puțin plăcute sau până când se reglează întreg sistemul mai apar și probleme. Cred că ați scris și dumneavoastră, au scris și ceilalți colegii ai dumneavoastră din presă. Din punct de vedere a investiției efective în aceste microcentrale, investiția s-a terminat într-adevăr cu o săptămână întârziere, lucru pentru care cred că ar fi imperios necesar să adresăm niște scuze celor care au avut de suferit în această săptămână. Sunt lucruri care nu țin totdeauna de cel ce dorește să facă lucrarea sau investiția. La o astfel de investiție sunt mulți jucători angrenați, greu să-i coordonez pe toți odată, mai ales când sunt entități care nu răspund musai de autoritatea primăriei sau a primarului, dar zic eu că am trecut cu bine respectiva perioadă. Acum, partea mai puțin plăcută e faptul că, într-adevăr, o parte din asociațiile ce sunt conectate la această rețea au avut mici probleme care țin efectiv
de bunul mers al lucrurilor în interiorul asociației. Mă refer la subsolurile blocurilor, le-au mai crăpat țevile sau primesc semnale că la unele blocuri nu ajunge temperatura în calorifere atât de sus, ceea ce indică o colmatare destul de puternică a țevilor, ceea ce înseamnă că în primăvară sau dacă au posibilitatea acum, ar trebui să intervină și să își facă un reca complet sau parțial sau, sau de văzut. Mai avem și noi și pe... Să nu creadă cineva că arunc toate problemele în sarcina asociațiilor de locatari. Și la noi, pe capilarele, pe țevile ce duc de la aceste microcentrale până la limita de proprietate a blocurilor, au mai apărut și aici probleme. Sunt probleme inerente, probleme care au apărut în fiecare an, cred că în ultimii 20-30 de ani. Eu nu cred că a fost iarnă fără o avarie. Partea bună e că avariile sunt mici, nu mai avem magistralele acelea enorme prin care trebuiau să spargem străzile, să opream tot Galațiu sau în zone extrem de mari căldura. Acum e mult mai versatil sistemul acesta, mult mai aproape de utilizatorul final. Deocamdată, nu știu dacă aveați în plan să mă întrebați și de costurile aferente unei luni de încălzire, încă nu le avem, nu avem nicio... Am deschis pe 15 decembrie sistemul, prin urmare, cred că după un 15 februarie vom putea discuta de eventuale facturi. Ceea ce vă pot spune aproape sigur e că facturile, cel puțin cele pe care ar trebui să le suporte cetățeanul, nu vor depăși limitele facturilor sau prețului pe gigacalorie, că poate consumul e ceva mai mic, pe care îl plătea un vechiul sistem. Ceea ce înseamnă că ne ducem undeva la 210-220 de lei gigacaloria. Noi am avansat în Consiliul Local un preț de producere și de transport care se duce undeva spre 390 de lei, ceea ce înseamnă că această diferență, dar care nu mai înseamnă nici pe departe sumele acelea enorme, e posibil să fie suportată de la bugetul local. Pentru anul viitor pe zona aceasta urmărim să vedem cum vom reuși, poate să venim și cu o contorizare pe orizontală, exact, ca să pentru fiecare, pentru că dacă menținem sistemul acesta pe aceleași principii vechi, sigur, în care, vecinul plăti. Se bazează pe vecinul că plătește cum el, vecinul pe cel de la parter, ăla de la parter pe ăla de la patru și tot așa, lasă vecinul plătește tot luna asta că țin eu factura luna viitoare. Ei, măcar de-ar fi fost așa, plătește tu acum și pentru mine. Nu, eu am exagerat. Și se strângeau acolo datorii, că practic într-adevăr, cauza asta s-a și blocat. Exact. În rest, la nivelul ajutorului acordat de către primărie, cred că am depășit 13.000 de apartamente care au accesat acea sumă de 3.000 de lei pe care primăria a pus-o. Mai sunt apartamente care așteaptă bani de la primărie? Mai sunt, încă recunosc. Am ajuns cu plățile undeva aproape de luna decembrie, în momentul de față. În luna decembrie, surprinzător, a fost o acalmie așa la un moment dat, părea că cam astea au fost. Undeva în luna decembrie a fost iar un puseu dintre acestea de dosare depuse, ceea ce înseamnă că oamenii ori nu s-au îngrijit, nu s-au interesat, n-au știut, ori sunt într-adevăr, așa cum se speculează, gălățenii care pe timp de vară pleacă spre mediul rural pentru că mai au casa părintească și locuiesc în zonă, iar pe timp de iarnă vin la oraș fiind mult mai ușoară. Sau poate nu v-au crezut că anul acesta... Sau poate că nu m-au crezut și s-au bazat în continuare. Lasă-mă că nu are curaj primăria să nu mai... Că am văzut opoziția sau în mod special o mică parte a opoziției, că doar asta reprezintă o mică parte și aș putea să mă duc cu mică până departe de tot, au încercat să fac un subiect din încălzirea 2018-2019. Așa cum le-am și transmis, așa cum le-am spus și colegilor, nu mai e nici pe departe masa critică care
să achieseze la subiect, 90 și, după calculele noastre, undeva la 98%, 97-98% din populație e acoperită în momentul de față din punctul acesta de vedere al încălzirii. Au rămas, într-adevăr, în afara jocului, ca să mă exprim așa, răuplatnicii, cei care poate aveau două, trei proprietăți, cei care sunt plecați și încă nu s-au îngrijit, sau cei care, într-adevăr, nu i-a interesat sau nu îi interesează. A fost un moment în care, pe bună dreptate, ni s-a reproșat faptul că mai sunt și bătrâni care nu se pot îngriji singuri. Pentru aceea am pus la dispoziție echipe din cadrul primăriei care, în colaborare cu asociațiile de proprietari, au identificat genul acesta de persoane și care au fost ajutate. Și au fost, li s-a rezolvat și lor problema. Pentru imobilele primăriei, pentru apartamentele cu o cameră și două camere, le-au fost montate panouri termo cu infraroșu, ceva de genul acesta, pentru că și suprafețele nu suportau o altfel de intervenție, iar pentru cele cu trei camere sau mai mari, într-adevăr, aici este un proces în desfășurare de montare de centrale termice. Fost montate câteva sute de centrale termice care, rând pe rând, în limita disponibilităților echipelor celor de la Distrigaz, sunt montate pe zi ce trece din ce în ce mai mult, în paralel cu montarea unora noi. E, bănuiesc că primăvara acestui an o să trageți dumneavoastră o linie și o să vedeți exact unde scârție sistemul. Lista, să-i spunem așa, sau oportunitatea accesării celor 3.000 de lei este în continuare deschisă, nu e suspendată. Pentru cei care ne urmăresc și totuși consideră că ar putea accesa, îi rog în continuare să aibă curajul să vină până la primărie, să îi intereseze sau să intre pe site-ul primăriei, de a se interesa de ce documente au nevoie. Și dacă se califică pentru obținerea acestor bani. Se califică. Au fost un număr surprinzător de mare de apartamente și de cetățeni care și-au montat prin propriul efort, nu știu dacă neapărat nu se calificau musai, dar pur și simplu au fost destui și știu destui cu care am stat de vorbă, doamne, nu mai complic, mai vin, mai stau, las-o, că sunt destui cei care poate au nevoie mai mare decât am eu și au mers singur lucru din punct de vedere financiar de apreciat, să zicem. O să vreau să ne gândim un pic și la perioada aceea mai caldă, când, știu eu, gălățeanul nu mai caută căldura în apartament, ci o caută undeva pe malul mării sau, de ce nu, pe malul Dunării. Știu că, la un moment dat, în Consiliul Local s-a votat intenția de a transforma plaja Dunărea într-un complex acvatic multifuncțional. După eșecul înregistrat de pseudo-investitorul Caran, cel care s-a angajat să investească nu știu câte milioane de euro în această plajă. În ce stadiu se află discuțiile? Am înțeles că aveți votat indicatorii tehnico-economici. Ăsta era subiectul sau proiectul de la început de care v-am spus că n-aș fi vrut să-l abordez. Nu de alta, mai în glumă, mai în serios, nu care cumva să-l deoache careva. E un proiect într-adevăr extrem de cerut de gălățeni. Sper... Dacă va ieși acest proiect, că nu avem multe minute până la finalul emisiunii, ar trebui să fie acolo, domnule primar? Ce n-a fost niciodată, ca să mă exprim așa, ar trebui să fie un loc în care gălățenii să se simtă extrem de bine la niște standarde pe care Galațiu, cel puțin până acum, nu le-a avut. Așa, din poze și din randări arată bine, dar multe arată bine. E o viitoare investiție pe care și-o asumă primăria din bugetul local 100%. 5 milioane de euro. Nu mai vrem, sau nu că nu mai vrem. Am vrea, dar nu mai avem încredere, să-i spunem așa, în pseudo-investitori.
permiteți-mi încă o dată, cu riscul poate de a părea așa ușor oarecum secretos, să discut de acest subiect cu dumneavoastră la momentul în care măcar vor fi început lucrările. Până atunci mai e mult de muncă, mai sunt etape de parcurs, n-aș mai vrea din nou să creez o zonă de expectativă Gălățeanului care, eu știu, să nu se concretizeze în vreun fel sau altul. Acum, la început de an, ați avut o întâlnire cu reprezentanții mass media, vorbeați despre punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboș, un monument de categoria A, adică un monument de importanță națională. E vorba despre un contract de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltării de peste 15 milioane de lei, iar 8,5 milioane de lei vor proveni din fonduri europene. Da. Într-adevăr, e un demers cu zona aceasta a Tirighinei în care multă lume s-a implicat. Puțină lume au făcut lucruri concrete. Da, vine undeva din 2009, parcă. Într-adevăr, ieri în conferința de presă ați văzut că l-am avut alături de mine și pe domnul Dorin Otrocol, prefectul municipiului Galați, unul dintre inițiatorii proiectului la momentul respectiv sau memorandumului de la momentul respectiv. După aproape 10 ani de zile, uitați că avem vestea bună și anume că avem finanțarea, avem proiectul, urmează să scoatem la licitație. De fapt, în momentul de față facem proiectul tehnic, avem studiile de fezabilitate și avizele absolut tot. Urmează să scoatem proiectarea și, evident, ulterior execuția. Ea ar trebui să se termine ca și investiție undeva până în 2020-2021. Ar trebui să fie operațională. Știți ce n-am înțeles eu foarte bine? Înțeleg, 15 milioane de lei da, ar costa. Întreg proiectul. Întreg proiectul. 8,5 milioane de lei vin din fonduri europene. Exact. Diferența de 6... De la bugetul local deci reprezintă cheltuieli neeligibile, însemnând aici că primăria își va asuma drumul de acces până la această nouă atracție turistică, parcarea ce urmează să fie dezvoltată, muzeul de sit și punctul de informare turistică. Toate acestea sunt parte integrantă a proiectului, pentru că el nu putea fi aprobat decât în întregimea lui, fiind de categorie A, sunt niște reglementări extrem de stricte. E un proiect pe care multă lume l-a dat mort la un moment dat. Recunosc că și eu începusem să-mi pierd speranța că se va mai putea realiza asta, pentru că anul trecut, nu, 2017, am primit din partea Ministerului la un moment dat, și cred că aia a fost cea mai mare lovitură pe care am primit-o, că chiar dacă e de clasă A, e descărcat arheologic din punctul lor de vedere și nu mai are nicio însemnătate. Prin urmare, nu mai poate fi catalogat și nici nu se califica pentru genul acesta de proiecte. Recunosc că în încăpățânarea care mă caracterizează am zis, bă, eu nu cred în așa ceva și o să demonstrăm exact contrar. În colaborarea cu Muzeul de Istorie, cei care au făcut excavările arheologice, surprinzător sau nu, s-au găsit extrem de multe artefacte care ne poziționează sau chiar au schimbat puțin optica asupra locului, a ceea ce a însemnat locul acesta. Mulți catalogând-o ca poate alături de Sarmisegetuza, una dintre cele mai importante relicve romane de pe, nu doar după teritoriul României, ci după un întreg areal mult mai larg. Mă bucur că am reușit prin acel demers să repunem și să reaprindem flacăra inclusiv în sufletul arheologilor la nivel național și a specialiștilor, când au văzut cam ce s-a scos pe zone relativ micuțe, pentru că n-am reușit să excavăm tot, dar ceea ce s-a reușit a fost de o consistență extrem de interesantă. Evident, n-aș vrea să-l uit
în aprecierile pe care le am vis-a-vis de oameni ce s-au implicat în realizarea acestui proiect, inclusiv pe domnul Negoiță, cel care și prin acel festival pe care îl desfășoară an de an în zona respectivă, un festival care prinde din ce în ce mai mulți adepți sau mai mulți oameni care vin să vadă, din ce în ce mai tineri, ceea ce e un lucru îmbucurător. Asta înseamnă că sunt pasionați de istorie. Eu sper ca până în 2021, dau așa un termen ceva mai larg, într-adevăr, la Galați, dincolo de multe alte investiții care doresc a scoate la suprafață patrimoniul cultural moștenit aici pe meleaguri gălățene, să mai pună încă un motiv în plus pentru care să vii la Galați, sau dacă ajungi la Galați, într-adevăr, să încet, încet să nu te mai întrebi, băi, și dacă am ajuns aici, ce fac? Caut niște pește în Dunăre, da? Aveți o grămadă de lucrări pe care le-ați amintit în emisiunea de astăzi. Sper să aveți și bani pentru toate. Mulțumim lui Dumnezeu! Vorbeați despre multă modernizarea centrului cu 3,5 milioane de lei pentru strada domnească, 2 milioane de lei pentru și pasajul de la Dunăre. Faptul că anul acesta vom acorda o atenție mult mai sporită și mult mai consistentă asupra refacerii infrastructurii rutiere la nivelul municipiului Galați, atât pe arterele principale cât și pe cele secundare și acolo unde e cazul, inclusiv în interioarele de cartier. Sper eu, într-o abordare, pentru că învățăm din greșeli, recunosc, nu toate au mers perfect. Am un proiect întârziat, R5-ul, parcarea supraterană, pe care ne apucăm abia anul acesta, sper din tot sufletul constructorul să aibă capacitatea de a recupera timpul pierdut din cauza proiectantului și să recuperăm. Dar din punct de vedere financiar, zic că lucrurile s-au echilibrat. Va fi un an interesant din multe puncte de vedere. E un an în care trebuie să finalizați o grămadă de proiecte. Se vor finaliza, nu mie. Fără să fie interpretat acest lucru ca fiind o temă de campanie electorală. Tot ce veți face dumneavoastră de la 1 ianuarie 2020, vă dați seama că va fi pus pe baza tocmai de faptului asta că eu sunteți programat, în campanie. Tocmai din acest motiv mi-am programat ca marea majoritate, într-o proporție covârșitoare a proiectelor, să fie finalizate până la sfârșitul lui 2020. Dar apropo de chestia asta, domnule primar, până la urmă, e sigur că veți candida în 2020 pentru un nou mandat de primar? De ce vă întreb asta? Am tot văzut în presă, am văzut prin rețele de socializare, domnule, s-ar putea ca Pucheanu să nu mai fie nominalizat de către PSD pentru un nou mandat, că e Marius Humelnicu, city managerul, sau că e Costel Fotea de la Consiliul Județean. Deși domnul Fotea a spus aici că și-ar dori să continue activitatea la Consiliul Județean. Dumneavoastră sunteți cel nominalizat? Acum, dacă îmi permiteți spiritul de glumă, dacă e să țin cont de toate cele scrise atât în precampanie cât și în campania de la alegerile pentru primar legat de mine, de fapt și drept, nici acum nu sunt primarul, adică și data trecută m-au dat la fel, nu, pe ultima 100 de metri îl schimbă, vine altul. Inclusiv, da, știu, am vorbit mult despre inclusiv, asta aici. Inclusiv după perioada în care nu se mai putea schimba nimic, eram dat ca și schimbat. Nici după ce am ieșit, am câștigat alegerile. Da, și mă, din gură că a ieșit... Da, da, să știți că unii dintre cei care făceau astfel de comentarii erau de la dumneavoastră din partid. Și acum sunt aceiași. Stați liniștiți. Un partid mare are destui clevetitori. Dar, vedeți, oameni mici, interese mici, probleme, sau își asumă probleme mari, trecem peste noi. Deci dumneavoastră e sigur că veți fi candidatul Partidului Social Democrat aici la Galați? Pentru mine vor vorbi rezultatele și finalizarea lucrărilor. Eu momentan, vă spun sincer, mi-am scris, poate că sună prea pompos sau poate prea arogant ceea ce urmează să spun, dar pentru mine personal
E o performanță la care, nu știu, acum 3 ani de zile sau acum 4 ani de zile, la vârsta de 32, 3, 4 de ani, nu gândeam că voi ajunge, sau nici măcar nu luasem în calcul faptul că la 35 de ani voi deveni primarul orașului în care am crescut și m-am educat. Pagina mea personală de istorie e scrisă. De acum încolo, credeți-mă, eu mai am multe de demonstrat, atât local cât și nu numai. Gura lumii nu a stupit absolut niciodată. Ajungem în 2020 și sper că lucrurile, nu pentru mine, nu pentru partidul pe care îl reprezint, ci pentru cei care au senzația că pot intra în cursă absolut oricând și pe absolut orice motivație, se vor clarifica. Dar, din păcate, când n-ai nimic mai bun de făcut, cum e, oameni mari vorbesc proiecte, oameni mici vorbesc pe ceilalți. 30 de secunde mai avem din emisiunea de astăzi. O să vă aduc aminte o declarație de a dumneavoastră dată pe data de 30 mai 2018, aici în platoul emisiunii. Vă întrebasem atunci cum v-ați evaluat dumneavoastră la momentul respectiv. Ce notă v-ați da ca primar? Astăzi, dacă vă repet aceeași întrebare, care ar fi răspunsul dumneavoastră? Din nou, nota pe care, uite, m-ați luat total prin surprindere, nu am avut un timp să mă evaluez, dar trecând prin toate proiectele pe care le-am inițiat și pe care o parte dintre ele le-am finalizat, ținând cont de sumele atrase pe fonduri europene și ce urmează să se mai întâmple pe fonduri europene, dar pentru că sunt pretențios cu mine, pentru anul 2018, un 7,5. Deci de la 6 a crescut la 7,5. Pentru că e loc de mai bine, cu siguranță. Vă mulțumesc pentru Cu atenție, mare vă drag. mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!